În cartea Maleahi, în capitolul 1, Dumnezeu are o reacție extraordinar de categorică pentru poporul din vremea aceea, pentru că aduc la închinare și îi dau Domnului rebuturile. Tot ce este rebut, tot ce este cu defect, tot ce nu-i bun de altceva, le aduc și le dau Domnului jertfă. Și Dumnezeu spune, asta este necinste. Îl necinstiți pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, du rebutul acela dregătorul tău să vezi dacă te primește în birou. Și aștept să te primească Dumnezeul cerurilor. Ce i-am adus astăzi lui Dumnezeu? Ce îi dau? Îi dau rebuturile zilei de astăzi? Îi dau rebuturile vieții mele? Îi dau ceea ce nu trebuie nimănui, le dau lui? Când se dă ce are mai frumos fiecare în atmosfera aceea? Iese în evidență trădătorul.